Toate cuplurile se sărbătoresc, am văzut că sunt doi câte doi, au primit torturi de afară, șampanie, sucuri, băuturi. Diana a primit și ea un cadou și am văzut-o plângând singură sus în dormitorul ei. De când s-au deschis ușile, nu cred că a coborât, cred că a preferat să rămână sus în dormitor. Și eu aș fi făcut la fel, sincer. Ciudată rău situația. Și va mai fi câteva zile, cel puțin de acum încolo, va fi destul de ciudată. L-am văzut pe Dani destul de fericit mergând la cameră împreună cu Denisa pentru că a primit două căni și încă ceva, nu știu. Și am mers la cameră și spunea că el a ales încă de ieri și că a ales, a ales corect și așa mai departe. Evident, a ales corect pentru că a ales pentru el. Nu?